Imagini de groază surprinse în Suceava. Cinci bărbați înarmați cu coaste, topoare și băte au dat novală în, în curtea unei femei, la mijloc fiind vorba despre o poveste de iubire. Conform site-ului mesajul.ro, supărat că a fost părăsit, un bărbat și-a luat patru prieteni și a decis să-i dea o lecție fostei iubite. Înarmați cu coase, băte și topoare, cei cinci au dat năvală în curtea femeii, unde au spart mai multe geamuri și au amenințat-o pe femeie cu bătaia. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Ulterior, cei cinci au fost identificați și reținuți de polițiști. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru violare de domiciliu distrugere și amenințare. Bărbații din comuna Șcheia, care au tăbărât cu coase și băte în curtea concubinei unuia dintre ei, au fost reținuți pentru 24 de ore, însă după expirarea ordonanței de reținere au fost lăsați în libertate. Poliția municipiului a fost sesizată de către o femeie în vârstă de 27 de ani din Comuna Șcheia cu privire la faptul că mai multe persoane au pătruns în curtea sa cu obiecte contondente și au provocat distrugeri la nivelul ferestrelor locuinței sale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și ulterior au stabilit faptul că fostul concubin al femeii a fost cel care, împreună cu alți prieteni, au pătruns în curtea femeii, a adresat amenințări cu acte de violență acesteia și, de asemenea, a distrus și două ferestre ale locuinței. În urma cercetărilor efectuate și a dosarului penal întocmit, polițiștii au dispus luarea măsurii reținerii față de 5 persoane cu vârstă între 17 și 42 de ani, care au proferat amenințări și au provocat distrugeri ferestrelor locuinței respective. Cele cinci persoane au fost introduse în arestul IPJ Suceava, urmând a fi prezentate unității de parchet cu propunere de luare a unor măsuri procesuale. Sunt continuate cercetările în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, violare de domiciliu și amenințare, a declarat comisarul șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.